Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului, din care fac parte toate întreprinderile locale din zonă, din toate sectoarele reprezentative pentru economia locală, a lansat o petiție prin care solicită realizarea drumului expres Petroșan-Simeria. Realizarea drumului expres între Petroșan și Simeria nu este un proiect nou. Despre această facilitate s-a vorbit încă din anii 2000 ca o necesitate pentru dezvoltarea Văii Jiului, dar și pentru siguranța rutieră. Din perspectiva mediului de afaceri local, drumul expres Petroșan-Simeria este vital pentru dezvoltarea economică a Văii Jiului și pentru conectarea acesteia la rețelele naționale și europene de transport. Acest proiect va conecta direct Valea Jiului la coridorul 4 paneuropean din autostrada A1, oferind acces rapid și sigur la rețelele de transport europene. Această infrastructură va atrage investitori, va crea locuri de muncă și va stimula economia locală, contribuind la creșterea nivelului de trai pentru toți locuitorii. Construirea drumului expres are beneficii economice și sociale care depășesc costurile realizării lui. Acum este momentul să arătăm că întreprinderile și locuitorii Văii Jiului vor să se implice activ și constructiv în revitalizarea regiunii și să solicităm Guvernului României să trateze acest proiect ca pe o investiție strategică pentru viitorul Văii Jiului și al României și să ia măsuri necesare pentru construirea drumului expres Petroșani-Simeria în regim de urgență. Se menționează în petiția lansată de câteva zile în mediul online și care, până în această dimineață, a fost semnată de 290 de persoane.